Bun găsit la fenomen social, sunt Gabriela Maluf. Vorbim în această ediție despre ceea ce ne aduce anul 2023, ce ne aduce așa în plan general, dar și ce ne aduce fiecăruia în parte în funcție de cifra destinului. Știu că poate părea ceva complicat, dar calculul pare să fie unul destul de simplu. Iar invitatul meu, Romeo Popescu, trainer și numerolog, este aici ca să ne ajute în acest proces și să ne dea cât mai multe detalii despre cum ar fi bine să ne pregătim și să ne spui și cumva dacă aceste lucruri care se spun despre astrologie, numerologie, cum că ele sunt așa ceva fix și că așa o să se întâmple, sunt doar niște mituri, sau mai putem să ne facem și noi viața în funcție de informațiile pe care le primim, astfel încât să le transformăm în lucruri pozitive, chiar dacă ele vin așa ca o sursă de informație, nu tocmai, uh, nu, tocmai plăcută, pentru că mi închipui că uh, nu întotdeauna vorbim doar despre lucruri bune uh, atunci când facem, uh, când facem previziuni. Bine te-am găsit! Bine uh, v-am regăsit, cei de aici din, la Metropola, bine te-am regăsit și pe tine. Mă bucur să vin în emisiune și să vorbim despre arhi subiect, deja 2023. Pentru că um, e un an extraordinar de interesant, de ce este interesant? Deoarece în numerologie, conform unor calcule, este un an de început. Și atunci acest an de început e foarte bun pentru a începe ceva, pe de-o parte, pe de altă parte, pentru a relua ceva ce am lăsat în spate neterminat. Sau nu am avut pregătirea necesară în anii trecuți pentru a începe un lucru și iată că acum a venit iarăși o perioadă bună, mai pregătiți, mai înțelepți, mai... Um, înțelegătorii să începem ceva nou. Adevărul e că am trecut printr-o perioadă destul de dificilă. Am avut o pandemie, avem în continuare încă un război care se desfășoară chiar foarte aproape de noi. Au fost ani care au adus lucruri nu tocmai plăcute. Și atunci când spui tu că, uite, e un an de început, pare, pare îmbucurător. Ne așteptăm la lucruri bune sau avem și alte lucruri de învățat? Uite să spun o chestie, totul este bine și rău, uh -huh. așa cum este. E, în momentul în care noi ne ghidăm după chestia asta, ne dăm seama uh, de un alt lucru și al, anume al treilea punct, adică cum o poziționez eu în relație cu acest bine și rău. Pentru că noi știm foarte clar că nu există să fie numai într-un fel. Dacă ar fi numai într-un fel, n am plictisit pe de-o parte și pe de-altă parte n-am avea reper. Adică cum știu eu că mi-e bine dacă nu mi-a fost rău, și cum știu că mi-e rău dacă nu mi-a fost bine? Și modul în care eu mă raportez la aceste noțiuni duale, cum le trăim zi, noapte, frumos, urât, bine, rău, că tot așa vorbim. Și atunci cum mă poziționez vis-a-vis -vis de treaba aceasta? E, anul 2023 vine și te întreabă foarte frumos și elegant, tu ce părere ai despre tine însuți sau despre tine însăți, da? Ce ai făcut până acum, până acum însemnând... O perioadă de șapte ani de zile, că dacă o calculăm și facem așa simplu un, un, un calcul, găsim un 2017, da? 2017, care numerologic a fost un an universal 1? Acum este un an universal 7. Există ani universali de început, așa îi numim noi. E Ăla a fost 1, un an de început, conform unei legi, legea ternalului se cheamă, 2020 a fost iarăși un an de început, pe un alt nivel de conștiință și privit dintr-un alt unghi de vedere. Uh -huh. Ei, iată, 2023 vine și el, un an universal, șapte de început, privit din nou dintr-un alt unghi de vedere. Un unghi de vedere care ne situează într-o formă superioară de manifestare. E ca și cum te-ai te urca pe deal uh -huh. și ai vedea altfel lucrurile. Așa când te duci în piață, cum spunea la țin nu prea vezi decât ce e în jurul tău, așa. Da. Dacă te urci pe deal, vezi tot satul. Uh -huh. e, asta e 2023, adică ne obligă, între ghilimele, ne obligă, bineînțeles, pe mulți dintre noi să avem mintea acea de pe urmă, să avem înțelepciunea și să folosim această înțelepciune de ultimii șapte ani, măcar. Uh -huh. Poate fi și mai mulți ani. De exemplu, sunt oameni care anul ăsta fac 49 de ani. Iau un examen de 7, 7 așa se cheamă, și iau, așa cu tot felul de evenimente și de examene, de când s-au născut și până acum. Aha, deci da? depinde de vârsta și de... fiecărui om. Da, dar astea sunt subiecte uh, mult mai uh, profunde, că și vârsta e un număr, nu e așa, care în numerologie reprezintă ceva. Deci, anul 2023 este un an care te ridică puțin pe o zonă de înțelepciune, pe o zonă de experimentare, pe o zonă în care tu poți să vezi și din altul unghi mai sus, da? toată viața ta, sau măcar viața pe care ai trăit-o. Din 2017 și până acum? Deci e un an cumva al introspecției, dar spuneam și că, dacă ar fi să vorbim metaforic, e ca și cum te-ai urca undeva sus și uh, ai vedea um, imaginea de ansamblu. Uh, putem să ne ducem și în zona asta de re relațional, adică nu doar de introspecție? Sunt, e și un an care vine să uh, ne facă să înțelegem relațiile mai bine, pe care le-am construit sau le vom construi de acum înainte? Da, dintr-un unghi de vedere. Și anume, uh, vor fi luate sub lupă, să spunem așa, relațiile care sunt deja în funcționare. Nu uh, relațiile care o să funcționeze anul ăsta. Adică eu m-am dus la disco și m-am uh, înfiripat cu domnișoara anul ăsta. <gânt> nu asta. Dar relațiile de lungă durată sau relațiile de căsătorie sau relațiile de parteneriat cu oameni solid, uh, strânși împreună. Nu așa ne întâlnim și noi da. să ne pupăm. Nu, efectiv, relațiile astea, astea vor fi luate sub lupă. De ce? Deoarece Anul Universal 7 vine și te întreabă ce ai de gând. Ce ai de gând cu relația, ce ai de gând cu tine, cine ești tu în relație ca bărbat, cine ești tu în relație ca femeie și ce ai învățat tu din relația pe care o ai, pe de o parte, și pe de altă parte ce ai învățat tu în înțelepțirea ta ca bărbat sau ca femeie pentru a aduce contribuție în relație. Mm -hmm. Și atunci așa vor fi luate sub lupă. Nu este un an al căsătoriilor, nu mm -hmm. este un an al înfiripărilor, dar este un an extraordinar de bun. Dacă cuplurile solide sau cuplurile care sunt împreună uh, rezistă anul ăsta mm -hmm. fără să se despartă, da, atunci e foarte posibil ca acel cuplu să dăinuiască la lung. Pe de-o parte e asta. Pe de altă parte este și un an al însingurării. În singurare spun, nu singurătate. Aha. De ce pentru că tu ai tendința asta să te izolezi puțin, să te retragi puțin să în ținerea tău. Da, să te vezi uh, și să vezi cum ești tu în relație cu partenera, partenerul, cum ești tu în relație cu vocația ta, cum ești tu în relație cu zona ta profesională, cu zona ta financiară, cu lucrurile pe care le ai undeva în exteriorul tău. Cum sunt eu în raport cu astea? Și atunci făcând acest lucru, tu îți dai seama, uite, eu în relație stau bine și pot să îmbunătățesc și să fie și mai bine. În partea mea profesională, nu prea îmi place, că uite, eu sunt la ghișeu aici, la bancă, și mie mi-ar plăcea să fiu pictor. Da. E, și atunci încep provocările, adică la bancă, la tine unde ești la ghișeu, încep să reducă din personal, începe să nu-ți mai meargă bine, pentru că tu nu te simți confortabil acolo, dar ai și emis gândul ăsta că ți-ar plăcea să fii pictor. Aha, și atunci este o perioadă deci foarte nu e doar o, o, Deci nu e doar o perioadă de decizie neapărat rațională, conștientă, vreau să fac saltul ăsta, cumva și mă cumva puterea și gândului... Te aruncă puțin acolo, uh -huh. știi? Dar bineînțeles, dacă te-ai gândit la chestia asta, da. dacă tu o gândești așa, domne, e bine așa. Leafa, merge noi cu drag, muncim. Da. Atunci anul zice, înseamnă că ți-ți place să fii în că pare un felul an ăsta. de ajutor. Un an în da. care, dacă nu te regăsești în punctul în care um, ești destinat să fii sau în punctul în care îți face plăcere să fii, dacă te gândești la lucrul ăsta, cumva anul complotează cu tine. Complice exact, foarte bine spus. Complotează cu tine, astfel încât să zici ok, vrei să fii pictor? Hai, dă-i drumul, uite, ți fac curat aici la bancă mm -hmm. la tine la ghijiu și She... Te ajut să eu acum pictor. deja îmi fac gândurile, ca dacă ai zis că așa merge, da, da, da. tu spui ce e de făcut și eu deja mi-arunc da. gândurile în univers. Pare foarte cu mult sens. E clar că dacă faci foarte multă introspecție, o să descoperi lucrurile pe care ți le dorești și doar descoperindu-le, clar o să duci și gândul ăsta mai departe, chiar dacă e, nu știu, la nivel de gând personal, nu-l împărtășești neapărat și cu alți oameni. Dar nu, asta nu trebuie poți să-l ții pentru tine, nu trebuie să-l împărtășești cu nimeni. Uhum. relațiile, clar că în momentul în care tu ești bine cu tine sau faci un pic de curat în propria ogradă clar o să ai și mai mulți musafiri și lucrurile ori să se întâmple uh, mult mai bine hai să ne întoarcem undeva și în social pentru că de foarte multe ori avem senzația, nu știu acum tu îmi spui dacă e adevărat sau nu, dar avem senzația că socialul sau societatea sau normele sociale sau ce se întâmplă în jurul nostru ne afectează uh, cumva chiar dacă noi facem sau avem senzația că facem lucrurile um, foarte bine. Cum? Și este, 100%, adevărat, normal. Tu nu ai cum, pentru că tu ești un personaj, o entitate care trăiești printre alți oameni în societate. Și atunci, îți place, nu-ți place, mediul în care tu îți desfășori activitatea sau trăiești viața te va influența conștient sau inconștient. Conștient mai puțin, inconștient mai mult. Și e normal că societatea te va influența indiferent ce ai vrea tu, cum ai vrea tu. Și societatea poate să fie ceva în exteriorul tău, orice. Și dacă mă urc în vârful muntelui, societatea în vârful muntelui este natura de acolo care mă influențează să-mi iau o haină pe mine în plus sau nu. Corect. Și atunci e normal să mă influențeze așa ceva. Dar în această perioadă societatea va veni și te va bombarda cu lucruri din trecut. Pentru că șapte este o cifră a înțelepciunii în numerologie. Și înțelepciunea se câștigă prin ce? Prin experimentare și prin învățarea faptică a lucrurilor. Eu nu sunt înțelept dacă am citit trei cărți. Eu sunt înțelept dacă am trăit cât alea trei cărți. Mm -hmm. Și atunci pot să spun, da, dacă am citit trei cărți, sunt dăștept de bubui și... Uite, vin la televizor și mă dau mare pe aici, <laughs> dar... Dacă eu am trăit experiența aia, atunci acea experiență este integrată în mine. E, această experiență din trecutul meu, pe care eu am lăsat-o, încă o dată spun, neîncheiată, sau care m-a marcat mai bine sau mai puțin bine, vine și să întoarce prin diferite fenomene și evenimente sociale, în familie, la serviciu, în zona mea de interacțiune, în pasiunile mele, vocația mele, astfel încât să-mi aduc aminte, hei, Vezi că atunci ai lăsat ceva în urmă. Vezi că atunci ai lăsat lucrurile nerezolvate. Vino, revino de fapt la acele lucruri și rezolvă-le, închide -le. În momentul în care eu am hotărât treaba aceasta, pentru că mă uit în social și văd interacțiunile mele, îmi convine sau nu îmi convine, și acționez, 7 este o cifră de acțiune, este o cifră foarte puternică, și acționez în direcția rezolvărilor, ele se închid, se rezolvă și o pot să încep altceva pe un alt nivel. Sau altceva, lăsând la în spate, că nu mi-a convenit, și încep altceva. Într-adevăr, șapte în numerologie este pe un vector care vorbește și despre respectul de sine. Uh -huh. Și orice om care este în interacțiune cu societatea, interacționează în funcție de forma lui de cunoaștere și în funcție de modul în care se raportează la el însuși ca respect de sine. Cât care e respectul meu de sine, sine, adică eu? Și atunci, în momentul în care acest respect de sine îmi este scăzut, eu voi avea tendința să primesc tot ceea ce societatea îmi dă. Aha. În momentul în care eu am un respect de sine, știu cam ce sunt și știu, domnule, mie asta nu-mi place, uite, asta mi place, asta nu-mi place, de ce? Mie însumi îmi place, vezi? Atunci eu am un respect de sine mai ridicat și nu mai sunt influențat atât de puternic de societate. Deci de am recomandat oamenilor, ajută-te de respectul tău de sine, vezi cine te poate influența, de ce, cât de sugestionabil ești, dacă toți suntem sugestionabili și influențați, uh -huh. dar cine o face? Așa și cât de mult? Și atunci șapte, care este o cifră pe acest vector în numerologie, vine și te întreabă: cine te influențează pe tine? De ce te influențează? Care e punctul tău sensibil? Care e punctul tău slab? Dar știi și că se de elevă. multe ori oamenii spun că e cumva vine așa ca o obligație, că sunt anumite lucruri pe care chiar dacă îți plac, nu-ți plac sau tu știi că îți plac sau nu-ți plac, vin toate obligațiile astea sociale Na, da. ca să poți să mănânci trebuie să ai totuși un loc de muncă. Sau pentru familiile cu copii. Clar, în momentul în care ai copii, totul se schimbă și dacă vrei să fii pictor s-ar putea să trebuiască să te întorci la ghișeu ca să-ți da, rănești da, da, copiii da. și să-i duci la, la școală. Și mă întreb, pentru că te-am te -am ascultat și am, am mai văzut și alte materiale cu tine, că vorbești foarte mult de vibrația asta socială da. și de felul cum ne influențează din toate aceste perspective. Vine această vibrație socială în 2023 să nici nu știu cum să, cum să zic că nu, din cei povesti nu pare că poate să ne ajute sau nu ne ajute, că tot la noi e decizia. Exact, foarte bine, da. da tot la noi este decizia. Dar, într-adevăr, noi nu o să calculăm acum vibrațiile sociale, pentru că în numerologie sunt 12 luni, 12 vibrații sociale Aha. și nu avem timp să vorbim pentru fiecare vibrație este socială. bine că ai menționat Oricum, lucrul ăsta. E, e un punct de vedere. Ceea ce trebuie oamenii să înțeleagă este că șapte este o cifră a înțelepciunii a introspecției. Ceea ce înseamnă că șapte te pune în relație cu tine însuți. Uh -huh. Nu te pune în relație foarte puternică cu societatea. Deci tendința va fi, social vorbind, să fii tu însăți sau tu însuți. Uhum. Pentru că tu și numerologia ne arată treaba asta, sunt niște calcule acolo, ne arată că de fapt eu nu sunt eu în societate. Eu în societate sunt o mască, sunt un rol. Aha. Normal că numerologia îți poate arăta ce rol, cel mai puternic rol pe care tu îl joci da, în societate. Ți-l arată numerologia, pentru că îți mai multe roluri. De exemplu, vibrația socială și nume, prenumele pe care tu îl porți sunt măști sociale pe care tu, inconștient, integrate, da, le utilizezi în societate. Și numele, prenumele tău, pardon, se calculează și ăla îți dă niște lucruri. Dar astea sunt măști, adică eu nu sunt eu ăsta. Eu nu sunt Romeo, ăsta e prenumele meu, dar eu, eu, eu nu sunt Romeo, ăsta este prenumele meu. Eu sunt chemat Romeo. Uh -huh. Dar nu sunt Romeo. Aici intrăm în filozofie. Dar Romeo ăsta, în vibrația numerologică sau ce știe lumea despre Romeo ăsta, uh -huh. nu că sunt numerolog, ci numele. Din piesa lui Shakespeare, de la, din Antichitate, de unde o fi numele ăsta, toată acea zonă vine și mă influențează pe mine, care de fapt nu sunt Romeo, sunt data mea de naștere, sunt un cod de așa... Deci uh, CNP, uh, numele pe care noi le dăm copiilor noștri au o influență Fantastică. importantă. Fantastică, pentru că ea Prenumele unui om ia toată povestea prenumelui după el, inclusive egregorul colectiv. Uite, pe mine mă cheamă Romeo. Ce știe lumea de Romeo? Ăsta. Păi știe că a fost unul un puști Într-o piesă a lui Shakespeare da. Care s-a omorât Pentru Julieta Care uh, era îndrăgostită Și ea se băteau între ei familiile Și n-aveau voie și chestii de asta. Dar ce știm mai știe, de Romeo ăsta Care era mai fraierăștean Că s-a sinucis pentru o gagică da. Îți dai seama astea, e, Toată chestia asta și tot ceea ce percepe un om Despre treaba asta o proiectează la mine Ce mai știu despre Romeo Păi nu știu, eu am un prieten în generală din general, Romeo, bă, un nesimțit. Uh -huh. e, faptul că eu însumi cred despre Romeo, nesimțitul ăla din general, proiectez asupra altui Romeo starea mea pe care o am vis-a-vis -vis de nesimțitul din general. Aoleu, Romeo, mai speriat acum că dacă mai fac un copil, <laughs> o să-i pun X numele. <laughs> nu trebuie să te gândești la anumite lucruri și ce-ți doresc să vină. Gândește-te acum. Pe un copil îl cheamă, cum să spun, Gheorghe, dau un da. exemplu simplist, așa, Da. Tu iei toată povestea lui Gheorghe. Chiar dacă tu vezi că Gheorghe a fost sfântul care a omorât la da. laură și așa, da. dar a fost și generalul roman ucis de împărat și tăiat în patru și aruncat în patru direcții. Da, gata. Tu e și invent, povestea asta. Inventăm un nume ca să fie <laughs> el primul <laughs> să da. nu mai meargă. Haideți să mai vorbim despre chestia asta cu copiii și cum pot fi influențați de numele, de data nașterii, mm -hmm. dar imediat după ce vorbim cum se calculează cifra destinului și da. cum fiecare cifră va fi influențată în acest an sau ce se va întâmpla. Mm -hmm cu aceste persoane în 2023. Și după aia sper că mai avem un pic de, de timp, pentru că chiar mă, 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 m mai prins cu chestia Dar asta vorba cu numele. Da. Cum, cum te cheamă, știi? Da, adică da. ce înseamnă a chema? Adică mă cheamă încoace, adică să vin de punctul A în punctul B. Și da, că parte... eu răspund la un stimul. Da, mi se Asta pare numele, foarte, numele se pare foarte nostru, interesant, da. mai ales pentru că data nașterii, să zicem, că o putem sau nu o putem alege, dar numele clar e ceva ce ni se ce dă ce ni se și dă, exact. Adevăr, și atunci da, cred că ar fi de interes adică și părinții pentru... părinții noștri sunt un fel de semizei, așa, când ne dau nouă prenumele, Da, da, știi? da care, și dacă mai uh, dau și semizei, două, trei... Semizei magici, minunați, da, ne influențează puțin viața. Hai să vedem cum se calculează cifra destinului. destinului. Păi, ca să-și facă fiecare calcul. Da, da, da. Este un calcul foarte simplu. Se adună toate cifrele din data de naștere. Dacă un om este născut pe 13, a 1 1983, adunăm 1 plus 3, plus 1, plus 1, plus 9, plus 8, plus da. 3. Și ne dă o, un număr. Da? da? E, acel număr, care e posibil să fie din două cifre, dar se reduce la una singură. Ok, până sau de la 1 la 9. Sumă, da, până la o singură cifră, adică de la 1 la 9 trebuie să dea. Uh -huh. Și ăla aia, de fapt, cifra aia, simbolul ăla, este cifra destinului. Adică ce destin? Adică destinația unde eu trebuie să ajung. Nu e neapărat a mea. Ea e undeva. Aha. Nu e a mea. Foarte că, interesant. Pentru că foarte multă lume zice așa, tu ce destin ești? Păi eu sunt destin 3. Păi de unde ești tu destin 3? Că n-ai, ai făcut un calcul, dar nu ești destin 3. Trebuie să ajungi la destinația 3. Tu ești vibrația ta interioară. Dacă ești născut pe 13 și ai destin 3, tu ești 13, nu ești 3. Tu 13 ăsta trebuie să ajungi la 3. Dacă nu ajunge, ai, poate într-o viață viitoare, știi? Foarte interesant. Da, asta uh... e cifra destinului. Și atunci, ceea ce spunem noi, ca și, uh, cum să spun eu ție, predicții, hai să le numesc așa, sau previziuni, uh -huh. să le numim așa, pentru cifra destinului, se pupă mai frumos cu cei care sunt deja pe calea destinului către destin. Ăia care nu sunt pe schema asta, să ar putea eu să vorbesc ca, ca televizorul, că mm -hmm. da, sunt la televizor și vorbesc ca televizorul și să nu se potrivească nimic. Pentru că s-ar putea ca el să fie pe lângă ce spun eu. Da, ar trebui să se întoarcă spre destinația lui. Mai devreme mai târziu, are în viață, fiecare om are în viață câte un uh, stimul, are în viață câte un eveniment care are darul readuce. de a-l aduce către calea destinului său. Mm -hmm. Acum... Na, dacă o dată, nu pricepe. A doua oară, nu pricepe. A treia oară, nu pricepe. Aici cel mai important e de reținut e că trebuie să ajungem pe. Da, trebuie să ajungem. Adică tu nu ești cifra aia de destin. Da. Tu trebuie să ajungi acolo. Uh -huh. Ar fi bine să. Ar fi bine să da. ajungi acolo. Hai să începem cu numărul 1. Da? E, 2023 pentru 1 este un an foarte interesant. De ce? Pentru că 1 este foarte bun prieten cu 7. Și atunci, acest an, 2023, pentru destinația 1, este un an care îi scoate pe ei afară în societate. Vrei, nu vrei, știi cum e, te dă afară din casă și te scoate pe scenă. Și atunci, tu, dacă ești destin 1, și 1 înseamnă liderul, uh -huh. înseamnă cel care trebuie să fie foarte bun într-un domeniu, 1, nu 7, uh -huh. 1, să fie emblematic pentru un domeniu. Ei, iată, gândește-te la 1. La destinul unul care este deja un bun profesionist într-un domeniu, și anul 2023 vine și îl pune pe scenă. Adică mm -hmm. să fie văzut de mai mulți oameni, să fie admirat de mai mulți oameni. Și atunci îl va avea un succes social fantastic. Mm -hmm. În cazul în care destinul unul e mai umbrit, zice, lasă că e bine și așa, e. e da lea, va merge noi cu drag muncim, e bine așa. Mm -hmm. În momentul respectiv, el. Va avea șansa să fie pus pe podium, numai că acest podium nu va fi format din oameni sau nu va fi văzut de oameni care să-l aplaude și să-i să aducă plus valoare, ci va fi format din oameni care îl vor bârfi. Uh -huh. Și asta va deci crea care multă nu frustrare. Sunt evocație, da, și aduc frustrări destul de mari. Pentru că acest destin 1 are obligația prin destinul respectiv să fie bun la ceva, la un lucru. Uhum. Și atunci, dacă tu ești împărțit în șapte mii de părți, anul ăsta îți va aduce tot felul de, de oameni... șanse și oportunități. Da, care să spună, bă, da, dă drumul la o chestie și, da, și se va vorbi despre tine. Dar este, într-adevăr, un an extraordinar de bun pentru destinul unu, mai ales pe zonă socială, mai ales pe zonă vocațională, profesională, financiar, Pe zona sentimentală ai așa, așa, așa. Deci adică așa. așa? E chiar. <laughs> <laughs> Pentru că cifra care definitivează sau care arată destinul 1 anul acesta este o cifră socială, profesională. Aha. Și atunci mai mult în zona asta ei vor avea atenția dată decât în zona sentimentală. Mai mult decât atât cei care au destin unul sau cele care au destin nu contează, și nu au un partener, să zicem, este un an foarte bun ca să uh, iasă în societate să-ți găsească diferite relații cu persoane. Nu să știe în funcție de vârsta pe care da. o are, în funcție de numerogramă, dacă vor rămâne la lung sau nu. Da, bine, ai cred că e și o greșeală asta să vrei în fiecare an să-ți meargă bine pe toate planurile. Destinul Cumva... Nu este un destin ghinionic, să știi. Este un destin foarte bun. Uh -huh. Și ei nu prea au așa ghinion decât dacă și-l fac singuri. <laughs> știi? Uite, un ghinion pentru destinul 1 este tu te naști femeie, ai destinul 1 și ești tot timpul în energie masculină, cu testosteronul pe tine cât casa. E, Tu nu ești în vibrația acelui destin, pentru că 1 înseamnă identitatea. Păi tu, dacă te-ai născut femeie, Fii exemplu de femeie, în primul rând. Fii uhum. mândră de identitatea ta. Pentru că asta e primul lucru. Identitatea. Că după aia să ajungi tu bun profesionist într-un anumit domeniu, ai altceva. E important. Asta e primul lucru. E important e de știut că 2023 este un an bun din punct de vedere profesional pentru cifra Financiar, de afaceri. cear vocațional, da, da. Cu sănătatea? Nu e un an care pune probleme de sănătate să știi 2023. Este un an care pune probleme pe stima de sine. Uhum. Adică, eu nu o să mă simt bine cu mine însumi, cam așa vine, știi? Aha. Dar nu o să fie probleme de sănătate de genul care au fost în trecut, că știm foarte bine. Nu, o să fie probleme de sănătate, dar de mai, uh, păstima de sine tot felul da. de stări, tot felul de uh, lucruri vulcanice, așa, să E de bine an. de știut că măcar să știi că, na, să întâmplă că e uh, da. cumva în uh, vibrația acestui da. an este și un în acestei... care testează introspecția, înțelepciunea, stima da. ta de sine. Deci pune lupa asupra ta acest an. E foarte Ar important măcar să, să an... știm dacă ne mai apucă stări din astea, da. uh, să știm că e ceva... Hai să învățăm, hai să, să vedem de ce ceva ceva sunt eu așa. Din ele. Hai să trecem la 2. La 2. Mhm. E, destinul 2 va avea un an transformaționalist. În ce sens transformaționalist? Este ca și cum cineva vine cu o gumă de șters asupra vieții lui și șterge tot. Și zice, ok, dacă încolo ce faci? Hai, rescrie ceva. Și vine zona foarte interesantă. Dacă ai ce să rescrii, scrii. Uh -huh. dacă n-ai ce, trecutul ți se va întoarce înapoi și vei trăi identic toate evenimentele de acum șapte ani. Uhum. Adică, dacă cu șapte ani, nu știu, te-a dat afară de la servici, și anul ăsta te da afară de la servici. Dacă cu șapte ani soția ta ți-a zis că poate ai treabă și ea te reține, îți mai zice încă o dată anul. Dar poate s-a întâmplat următoare. ceva de bine. Păi asta spun. Dacă s-a întâmplat ceva de bine, anul acesta vine și spune, poftim, uite, asta este o chestie de premiu. Deci va fi un an transformațional și pe zonă bună, și pe zonă mai puțin bună. Când apare de obicei un an transformaționalist pentru o cifră de destin, apare cu tot felul de provocări care vin din trecut și cu tot felul de situații nerezolvate. Am vorbit puțin mai devreme că în însăși anul acesta este un an care îți aduce trecutul în față. Dar pentru destinul 2 este mult mai accentuat acest lucru. Pentru că acolo vin două cifre transformaționaliste, sunt niște calcule care le fac mental da. acum, da. Așa. și îl obligă pe destinul 2 să facă ceva, să transforme ceva, îl obligă. Deci nu mai vine dacă vrei, te rog frumos, nu, îl obligă, îl pune în situație deja. Și atunci, el vrea, nu vrea, trebuie să se adapteze la această situație bună, rea, nici contează. Știi bine că la o situație bună te adaptezi mai repede decât la o situație mai puțin bună. Dar acea situație bună care poate veni are efect. Deci, nu doi trebuie să înțeleagă. Da, îmi este bine. Sau a venit o situație transformaționalistă care mi-a adus plus valoare în viață. Dar ea are efect la lung. Adică nu trebuie să mă bucur acum și gata, o-i vedea eu. Ce fac eu cu această situație benefică? Cum o integrez eu în viața mea și cum mă folosesc de ea cel puțin 9 ani de zile de acum înainte? Uh -huh. Și atunci este și mai bine acest lucru. Sau dacă vine un eveniment mai puțin bun, rău, da? hai să scap odată de el, să rezolv, ca de acum încolo, cel puțin 9 ani de zile, să nu mai am de-a face cu astfel de situații. Pare uh -huh. un an important pentru... Da, este un an foarte important pentru ei. Un an, 2022 a fost un an, din punct de vedere numerologic, mai bun pentru ei. Uh -huh. 2023 este un an 7, un an care aduce multe cifre masculine, 2 este o cifră feminină și atunci aceste cifre, nu prea să înțeleg doiul ăsta și șaptele ăsta uh -huh. în, în, uh -huh. între ele. Pentru că doiul este mai emoțional, mai sensibil. Șapte este foarte rațional. Nu are emoție în el. Și atunci doiul vine, hai că vedem noi, hai că ne mai așa, mai uite, mai ia o clătită, mai facem ceva, mai vedem. Și șapte zice, bă, lasă-mă, zi concret ce vrei. Concret da, da, da. Asta. E, și atunci 2 nu înțelege treaba asta, dar el pune în diferite situații în care el trebuie să se transforme, să se adapteze, să schimbe unghiul de vedere. Ideea e că nu e neapărat, a fost anul trecut un an mai bun, dar și anul ăsta poate să fie bun dacă își face da. transformarea, dacă fiecare își -accep, acceptă. Și vor veni provocări pe toate direcțiile vieții, profesional, sentimental, financiar și așa mai departe, pentru destinul doi, ei trebuie să aibă grijă la aceste provocări care vin pe toate direcțiile vieții. Hai să vedem trei. E, destinul trei e altfel. Uh, ei sunt uh, în anul 2023 într-o formă de zile mari. Asta e bine, că eu sunt trei. Da? Deci ascult cu mare drag acum. Da. Deci, Hai că sunt... ai început bine. Gata, da. îmi place emisiunea. Și anul trecut a fost un an benefic pentru destinul trei uh, și anul trecut are 2022, are o legătură foarte puternică. Vis-a-vis -vis de anul acesta, pentru destinul 3. De ce? Pentru că evenimentele care au fost benefice anul trecut, anul acesta el le poate, deci cel care îi destin 3, le poate urca pe un alt nivel. Uh -huh. Deci, dacă anul trecut, să zicem, nu știu, s-a angajat la o firmă, dau un exemplu, în poziția de uh, top management, anul acesta are ocazia. Nu să fie în tot managementul României, să fie în tot managementul europei, să zicem. Uhum. Deci are ocazia să se vadă, să facă un salt profesional, foarte puternic. Există, bineînțeles, în această schemă și o condiție. Și anume să fii bun de ceva, să te identifici într-un fel, adică destinul trei care are grijă de el, care are grijă de stima lui de sine, care știe despre el și nu e cu toți așa, și se evidențiază prin ceva, că e profesional, că este financiar, că, deci se evidențiază prin ceva, atunci el va avea mai mult succes decât destinul 3 care este în lume, așa, adică e, nu, e, nu se vede prea bine. Uh -huh. e, cei care au ieșit în față anul trecut, cei care își doresc să iasă în față, poate nu anul trecut, ci vor anul ăsta, uh -huh. și vor să iasă în față, dar să fie bine pregătiți. Pentru că dacă eu ies în față numai de dragul de a ieși în față, Societatea va veni și va mă întreba: Tu cine ești? Păi eu sunt destinul 3. Și ce vrei tu? Să ies în față. Și la ce ești tu bun? Păi eu sunt bun, uite, la oratorie. Și atunci societatea va pune direct, în următoarea secundă, pe scenă și ce vorbește. Uh -huh. Adică testul suprem va fi testul practic, de acțiune, de concret. Și atunci destinul 3 să gândească: Ok, ai oportunitatea să strălucești, ai oportunitatea să urgi la un alt nivel. Dar ai grijă să fii foarte bine pregătit în domeniul în care tu chiar vrei să strălucești. Pentru că dacă nu ești, bine prătit, nu ești foarte bine pregătit, nu știi despre chestia asta, vei fi aruncat înapoi. Uh -huh. Și anul viitor nu o să fie chiar am poetic pentru destinul 3. Uh -huh. Și atunci este bine să profite destinul 3 de anul acesta pentru a străluci, a strânge bani, a strânge profesie, a strânge tot ce poate să strângă, pentru că sunt, toate direcțiile sunt bune. Și uhum. pe financiar, și pe profesional, și pe sentimental Astfel încât să protejeze un pic pentru la anul Anul trecut, știi cum e? e acum pun în tolbă că la anul am nevoie să iau de tolbă Că altceva da. nu o să am decât tolba de anul ăsta uhum. Uhum. E, Și de-aia destinul 3 este bine să profite de acest an Să profite foarte mult de scopurile lui Să profite foarte mult de direcția în care vrea să meargă Uite, destinul 3 dacă are un scop bine definit clar uhum. El la anul ăsta îl poate atinge Ok dar bine definit clar, adică nu așa, mi-ar plăcea să, să... Se întâmple, nu da. așa. Nu, vreau să deschid cu o frigărie. Când? Anul ăsta pe 3 trei, a treia. Bine, hai, dă drum. Și <laughs> deschide, știi? Ok, hai să vedem 4. Da. E, aici e mai puțin poetic. De ce? Pentru că destinul 4, anul acesta va fi pus întotdeauna în intersecție. De ce în intersecție? Pentru că este un an extraordinar de puternic pentru alegerile vieții, în Destinul 4. Alegeri vieții pe ce domeniu? Pe toate domeniile, profesional, vocațional, sentimental, în familie și așa mai departe. Și el tot timpul, indiferent că este un mediu profesional sau personal, va fi pus în intersecție să aleagă unde te duci, la stânga sau la dreapta, înainte sau înapoi, uh -huh. decide. Și va fi anul 2023, așa, va sta lângă Destinul 4 și zice, hai, unde e, ei? Păi uite, eu vreau să mănânc încolo. Dă-i, dă, -i, dă -i drum. Ți-asumi. Da, e greu. Și de aia, știi, adică cel mai greu pentru un om este să facă o alegere. Destinul faptul va fi pus în situația alegerilor. Dar nu va fi pus în situația alegerilor de genul una bună și nare, uh -huh. ci două rele sau două bune. Pe care o alegi? Sau trei bune sau treile rele. Uh, știi? Adică el nu va fi un an chiar atât de bun pentru destinul 4. De ce? Din cauza acestor alegeri. Vine și spatele despre care noi am vorbit puțin mai devreme, trecutul și așa mai departe. Dacă destinul 4 a integrat experiența trecutului, a înțeles trecutului, experiențele din trecutului, a înțeles modul de funcționare a lui în relație cu trecutul, că este profesional, sentimental, final și așa mai departe, anul acesta va avea o surpriză foarte plăcută și anume va alege foarte repede. Pentru că experiența trecutului poate ajute. ajuta extraordinar de mult de recomandarea mea este, uh, pentru destinul 4, să te uiți puțin în spate. Când ești într-o situație în viață, indiferent cum ar fi ea, uh -huh. profesional, personal, nici de cum, uite-te puțin în spate. Măi, eu cum am făcut aici? Dar conștient, pentru că oricum subconștientul vine să-ți aduce ce ai trăit în spate. Da. Destinului 4 îi se spune, fii conștient. da, Cum am făcut eu în spate? Păi în, în situația asta în spate, nu mi-a plăcut ce am făcut. Uh -huh. Păi dacă nu ți-a plăcut, știi ce să alegi. Alege partea cealaltă. Mi-a plăcut foarte mult în trecut în situația asta. E, uite, poftim, ai ocazia să alegi să fie și mai bine decât în trecut. Deci, recomandarea ar fi foarte clară. Du-te în spate, destin 4, da? Și vezi acolo în diferite experiențe. Deci, tot timpul când este într-o situație de viață, profesională sau personală, să se uite puțin în spate. Și el va putea mai bine să aleagă. Pentru că este un an foarte puternic, un an care îl face pe el să aleagă drumul vieții sale. Pentru că anul 2024, pentru destinul 4, va fi fulminant. Și atunci, fulminant, dacă tu nu ești în câmp, nu prea merge. Exact. Da? De-aia vine Trebuie 2023 și îl pregătește. Destinul 4 este pe același vector cu 7 în numerologie și te duce în respect de sine, așa cum am vorbit puțin mai devreme. Astfel, respectul de sine al oamenilor cu destin 4 va fi greu încercat în acesta. Însemnând respect de sine la ce mod? Cine te influențează? Cine te manipulează? Cine te șantajează? Cine are efect decizional asupra ta? Și ei vor trebui să cearnă, adică să zică, ok, ăsta încât... a stat în cârca mea atâția ani. Hai să-l dau la o parte. Uh -huh. M-am săturat de el. Și o să fie o perioadă în care ei își cer prietenii. O să fie o perioadă în care ei își cer cunoștințele, cercul de influență și așa mai departe. Da, este un, un lucru oameni. important pentru ceea ce, ceea ce urmează să fie făcut. Da. Hai să vedem 5. E destinul 5 în acest an, dacă are un scop bine definit sau mai multe scopuri bine definite, clare, concrete și cuantificabile și alegerile de anul trecut din 2022 au fost de succes, anul acesta tot ce își dorește se împlinește. De ce n-am fost și eu cinci? <laughs> Pot <poți> să schimb? <laughs> Pot să trec la cinci? Poți să treci la da. 5, dar o să ai și tu un an de ăsta dacă ești destin... Ce destin ai ești? Doi? Trei. Trei. Păi stai puțin. că e de bine, e bine, dar tine. vreau tu, vreau cinci. Gândește-te în 2025. E, în 2025, pentru destinul 3, o să fie cum e pentru destinul 5 anul ăsta. Aha. Deci, 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 stau, stau aici și aștept. Aș, aștept. Hai să <laughs> vedem cu 5, să nu se supere 5 pe noi. Da, deci dacă 5 are un scop clar, bine definit, concret, de împlinit sau de îndeplinit anul acesta, se duce puțin în trecut, în experiența în trecut, vede și experiența în 2022, face o analiză rapidă, da, el poate să atingă orice scop își propune dacă destinul 5 nu are un scop bine definit, dacă nu prea știe el care-i treaba cu el însuși, atunci va avea niște fluctuații de stimă de sine fantastice. Va fi cum să spună, afară toată lumea cântă și la el în casă plouă. Toată lumea vede că e frumos, numai el vede că e urât. Adică va fi tot timpul în antiteză cu ce se întâmplă în exteriorul lui. De-aia pentru Destinul 5 este un an fulminant, pe de-o parte, dar pe de-altă parte pentru nehotărâții, pentru că sunt oameni cu destin nici destul de nehotărâți. Dar îi mai artiști, așa, mai uh, altfel. E, pentru nehotărâți nu va fi un an chiar foarte bun, pentru că îi va pălmui, să spunem așa, în stima de sine și vor avea tot felul de oscilații uh, ale stimei păi de bine sine. bine, că au auzit acum și să se hotărască. Dar în rest, dacă știi ce vrei, orice îți dorești, se poate împlini. Vrei să te măriți? E bun pentru tine, pentru alții nu prea E bun anul ăsta de mm -hmm. maritat, dar pentru destinul 5 e bun. Așa, vrei să ai funcția nu știu care, la firma nu știu care și ești bine pregătit că știi ce vrei, da, dai drumul, acționează în direcția, pentru că șansele să obții e foarte mari. Dar depinde ce vrei. Și atunci poți să obții. Vrei să câștigi un milion de euro, foarte bine, dai drumul, pentru că șansele să câștigi un milion de euro sunt foarte mari. Bine dacă ești cam tălânbă, așa, n-ai cum. Deci eu în 2025 câștig milionul. Poftim? Eu în 2025 câștig milionul. Poți să câștigi milionul dacă dacă știi ce vrei și ești foarte bine pregătită în domeniul tău. Gata. Mi-am propus, Eu mi-am făcut și plan și de treaba, viață adică în 2025 da. câștig milionul. Hai Începe să de acum, pregătește de dacă. Pe păi asta zic, gata, deja m-am pregătit. Hai să vedem șase. Uh, pentru destinul șase putem să spunem că anul trecut a fost bun. Uh -huh. Anul ăsta Destinul 6 uh, va avea o stare de conservă. Adică ei se vor simți destul de îngrădiți. Se vor simți destul de încorsetați. Destinul 6, care a pierdut vremea în 2022 și a zis, lasă că e bine așa. Uh -huh. Uh, anul ăsta se va simți într-o cutie, se va simți că nu are perspectivă, se va simți că nu vede în stânga, în dreapta, nimic. Uh, se va simți că este cel mai tântălău dintre toți, pentru că vor avea complexe de asta de inferioritate, că stai mă, ăștia sunt deștepți, eu sunt cam tântălău așa, uh, și trebuie să pun mâna pe carte. Uh, destinul 6, care nu a profitat destul de mult de anul trecut, anul ăsta iar se va simți foarte încorsetat. Pentru Destinul 6 este un an foarte bun, de exemplu, pentru forma fizică. Să alege în jurul blocului, să fie frumoși, uh -huh. fizic vorbind, da? Sau să se ducă, nu știu, să-și pună tot felul de uh, accesorii, tuning-uri uh -huh. și așa uh -huh. mai departe. Uh, deci este un an pe zona asta. Vreau să slăbesc, să zicem, zice Destinul 6, vreau să am Six-Pack. Gata, eu chiar e de misiunea acum, dar nici de slăbi nu slăbesc, nici, anul, ăsta. nici milionul nu câștig, nici de slăbi nu slăbesc, gata, am schimb cifra Cinci sau șase. Hai să vedem să nu se supere 6 pe noi. Deci e un an bun pentru slăbit, e un an pentru... Bun pentru... sănătate, să... pentru forma fizică și așa mai departe. Se vor simți destul de încorsetați și trebuie să aibă grijă că vor fi testați la locul de muncă pe zona profesională. Deci vor avea de dat examene vis-a-vis -vis de profesionalismul lor în meseria pe care o practică, vor fi testați de șef, de lume și așa mai departe și cei care, de exemplu, sunt foarte buni profesioniști și vor lua aceste examene, chiar și la propriu pot fi examene pentru unii, da? uh, vor avea uh, notorietate, vor primi și ceva bani în plus, nu mulți, că nu e un an financiar bun pentru uh -huh. Destinul 6, banii de, de 2020. Lei. Dacă iei în tolba acolo, mai cheltuiește de nie. da. da anul ăsta nu e așa de bun, dar pe zona profesională, mai ales dacă trec examenele vieții și examenele profesiei, ei se pot asigura de o continuitate pe, pe zona asta, să alerge în jurul blocului, să-și pună poze pe internet în fel și chip, că vor primi multe like-uri. Să vor primi like-uri și banii vin la anul, că dacă arăți bine și pui poze la anul, suficient. La anul este posibil pentru destinul 6 să fie un an destul de interesant financiar, dar cu multe jocuri. Adică îi pot risca foarte mult la anul să pierde tot sau să câștige enorm. O să vedem, poate îi ajută cum se pregătesc fizic. <laughs> <laughs> ok, like hai da. să vedem șapte. Păi am putea să spunem așa, 2023 este un an universal șapte. Pentru destinul șapte este minunat. Uh -huh. da? e nu -i. Așa am cre -mi crede. Nu e așa. De ce? Pentru că... Există o variabilă destul de mare pentru Destinul 7 în 2023, și anume variabila stimei de sine. Și anunci, pentru Destinul 7, care are o relație bună cu el însuși, cu stima lui de sine, se simte bine în pielea lui, se simte bine din punct de vedere al identității sale, în profesia sa, în familie și așa mai departe, va fi un an care îl va propulsa foarte sus. Pentru cei care nu se simt bine, în această zonă va fi un an care îi va aduce cutia. Adică e ca și cum ți-ar pune cineva o cutie în cap, așa și nu mai vezi nimic. Uh -huh. În felul acesta. Deci este un an foarte dual. Pentru o parte dintre Destinul 7, care, uh, dintre oamenii cu Destin 7, care știu ce vor de la viață, va fi un an fulminant, deci un an foarte bun, în care îi vor și nu le vine să creadă ce oportunități vor avea, o șansă foarte puternică, uh -huh. uh, lucruri care nici până cam nu le trece. Da? Uh, dar știu ei ce, știu ce vor și ies în stradă și vine oportunitatea peste ei. Dar pentru destinul șapte care nu știe și când se uită în oglindă zice bună ziua, dumneavoastră, eu sunt, a, deci nu știe nimic despre el, va fi un an umbrit, un an în care ei vor fi tot timpul contratimp. Adică se întâmplă evenimentul azi și ei ajung a doua zi. Tot timpul vor fi contratimp. Lucru care nu este chiar foarte bun și le va dă niște frustrări fantastice. Uh, și aceste frustrări poate aduce pe ei să se închidă, pentru că șaptele este o cifra singurătății. Și atunci, pe lângă faptul că este un an al însingurării, destinul șapte va face tot posibilul să fie în umbră, să nu-l vadă nimeni, pentru că se va simți foarte complexat. Da, este bine ca cei care au destin șapte și știu ce vor de la viață să profite de această culme a dealului și să vadă toată perspectiva și să aleagă cu înțelepciune drumul vieții, pentru că șansa e foarte mare. Uh -huh. Dar Or pentru cei care ae, nu știm, pe zonă, încă o dată spun, pentru destinul șapte, pe zonă profesional-vocațională. Pe zonă sentimentală vor avea succes, dar la relații în afara am înțeleg. Cadrului familial. Am înțeleg. Deci, o, așa, o zonă bogată, o, da. o zonă de diversitate. Diversitate, pe, de, pentru da? Șapte. Mai ales pentru cei care nu sunt căsătoriți, ei o să aibă de unde să aleagă în anul acesta tot felul de oportunități sentimentale. Am înțeles. Hai să vedem 8. Destinul 8 este pus în oglindă, să spunem așa. De ce? Pentru că Anul 2023 este un an care îl ajută din punct de vedere social și vocațional pe destinul 8. Dar acest destin 8, el are o relație, dacă scuze, dacă are o relație cu el însuși bună, cu identitatea lui, știe despre el însuși ca femeie și comportament feminin dacă e femeie, ca bărbat și comportament masculin dacă e bărbat, el va avea uh, niște, cum să spun, un an extraordinar de bun, pentru că, în funcție de relația pe care o are cu identitatea lui și cu el însuși, oportunitățile vor veni. Uh, se vor simți în zona sentimentală. Ei cu sentimentul sunt uh, în anul ăsta și au ales un an prost de, de sentimente, că nu prea e un an așa sentimental anul ăsta, dar ei acum vor cu sentimentele. Și destinul 8 va căuta să se reflecte pe el însuși. Prin relațiile sentimentale din exterior, cu iubita, cu soția, fiecare ce are, dar cu mamii, cu tati cu fiul, cu fica, deci tot ce înseamnă familie și tot ce înseamnă afectiv emoțional, el se va releva în acei oameni. Dacă se ceartă cu toți, asta înseamnă că el are o stare de spirit și că el este într-un disconfort personal destul de mare. Dacă nu se ceartă cu ei și are o relație bună cu ei, asta înseamnă că el are toate șansele să obțină tot ceea ce își dorește. Din punct de vedere al familiei, din punct de vedere sentimental, destinul 8. Are un an foarte bun, un an care îl evidențiază pe el în rolul pe care îl are în familia respectivă. Că e mamă, că e tată, că este, nu știu, bunic, bunică, tată, mamă, copil și așa mai departe. Dar îl evidențiază. Mai mult decât atât, destinul 8 are ocazia anul acesta, dacă sunt diferite disesiuni din trecut, în familie, moșteniri, certuri, bătaie, garduri, da. cine știe ce mai acolo, să le rezolve. Asta e o Amiabil, foarte bine, și așa mai departe, și unii dintre ei mai au șansa anul acesta să primească o moștenire de la cineva. Din astea în care, care, care ne dorim cu toții. Aici vorbesc de șansă, da? Unii dintre ei chiar au șansa asta, uh -huh. adică află el că e cu familia, da? Află destinul 8, că tasul nu-i Tasu. Că de fapt tasul e altul care uh -huh. e în America și e bogat de bubuie. E, și de la la primește dar în felul ăsta află adică doar, doar, mai mie nu mi-ai zis de bine da? i-ai luat pe ăștia de la 5 încolo și toți sunt uh, uh, foarte bine, hai să vedem nouă destinul nou are un an interesant, pentru că acest an îl pune pe destinul nou hotărât pentru că și ei, nouă este un destin care ori e bine, ori e rău nu e pe calea de mijloc Da, în cazul în care un om care are destinul nou este hotărât, știe ce își dorește, mai ales pe două direcții, și anume financiar și afectiv emoțional, da? anul acesta vine și îl aduce într-o formă de excelență. Uh, financiar, încă o dată spun, și afectiv emoțional. Uh, destinul nou a avut timp anul trecut să vadă cu vocația, adică ce, e, la ce e el bun. Anul ăsta nu vor fi așa multe oportunități pe vocație, pentru că e a, a, pentru că anul trecut a fost pe zona aceasta. Vor fi oportunități mai mult în zona financiară. Dacă e pe vocație destinul nou și el merge în direcția vocațională, șansele financiare vor fi foarte mari. Dar dacă el încă se hotărăște că parcă n-ar sta la ghișeu, parcă ar vrea să fie pictor, știi? Atunci șansele acestea nu vor se fi diminu. atât de bune și se diminuează, da? Și dacă se hotărăște să zicem, băi, cu orice risc, îmi dau demisia de la ghișeu, și mă fac pictor. El atunci va avea o șansă de reușită financiară, nici nu o să-i vină să creadă că o să vândă tablourile cu o grămadă de bani. Romeo, no, îți mulțumesc tare mult. Ne-ai spus așa, foarte pe larg, informații foarte importante. Și pe repede înainte. Și da. pe repede înainte, dar da, au fost da, da. extrem de utile și de pe înțeles. Eu ce să zic? Anul ăsta e bine. O să zic că e bine. Nu vine nici moștenirea din America, nu câștig nici milionul, dar urmează și la mine ani importanți. Ce am înțeles eu, că până la urmă, dacă suntem hotărâți, dacă facem pace cu noi, dacă reușim să ne creștem stima de sine, facem introspecția aia foarte, foarte clar, indiferent de punctul în care ne aflăm, putem să facem lucrurile să, să meargă bine. Vă las cu acest gând să reflectați la el, dar în același timp să rămâneți și liniștiți în familie. La revedere!